Urmează un videoclip care este cel puțin dureros. Cel puțin dureros. M-am uitat la început pe live-ul lui Hyman. Da, am închis că am zis că neapărat trebuie să ne uităm la el pe live. Videoclipul se numește Dacă minți, bei. Cei mai buni prieteni. De la Gami. Gabriel, tu chiar meriți moderator, brother. Ai avut vreodată o aventură de noapte cu o persoană de care nici nu-ți plăcea? Mai auzi vreodată cu când sex? Ei, yo! Chat, pregătiți-vă. Hello, Nicole. Pregătiți-vă. Care este cel mai jenant lucru pe care l-ai făcut vreodată la beție? Mi-am luat lima cură. Ei, yo! Haide! De Rubio! Vine la Adevăr sau Bei, emisiunea în care o să le pun invitaților întrebări inconfortabile. Dacă vor să răspundă, o să o facă. Dacă nu vor să răspundă, trebuie să dea un share. Răspund și tu, răspund. Cei mai buni prieteni sunt alături de... Ana și Diana. De cât timp sunteți voi două prietene? Smash or pass, chat. Smash or pass. La ambele. Cei mai buni prieteni sunt alături de... Ana și Diana. De cât timp sunteți voi două prietene? Din clasa întâi, ok. Sunt alături de Bubu și Dragoș, fraților. De cât timp sunteți voi prieteni? De un an de zile. De un an de zile. Da. Bun, de unde vă știți? De la facultate. Da. De la facultate. La ce facultate? Construcții civile. Da, acum smash or pass, chat. Ziceți fetele, smash or pass. Sau și băieții, nu judec. Adi, te pup, bro, mersi frumos de patru cărămizi. Bună seara, Redu, și bună seara, chat. E prima mea donație. Ce mai faci, Redu? Cum te simți? Foarte, foarte bine. Sunt pregătit de această experiență oribilă pe care o să am după videoclipul ăsta. Tot smash și crazy. Liviu, crazy. Smash, Adri. Care? Stânga sau dreapta? Repede, spune. Gabriel, game is game. Game is game. Voi știți, mă, frate, voi știți. Da. Bun, de unde vă știți? De la facultate. Da. De la facultate. Pantalonii ăștia de la Guess, mamă. Mă, de ce se numește brandul Guess Guess? Gen, trebuie să ghicești cine dracu cumpără așa ceva sau care-i schema. Na, zrău, bă, seara asta zrău, mă, să-mi bag pula. La ce facultate? Construcții civile. Pare greu. Vreau să vă spun de la început, întrebările au fost scrise de Chițu, dacă... White! Cu patru cărămizi, hear me out! Ei, hey, yo! Nu vă plac pe el, îl jurați nu pe mine. Eu sunt un simplu prezentator. Dacă cineva ți-ar da un milion de euro să nu mai vorbești cu mine, ai face-o? Nu. Of course, man, what the fuck? Un milion de euro! Bă! Viața nu-i fair. Viața nu-i fair. Poți să faci o schemă 2-3, știi ce zic ei, milionul ăla de euro și pleci din țară. După aia mai știe dacă ai vorbit cu el sau nu, iei și pe el și deputai un milion de euro. E enorm de mult. Game is game. Bă, nu. Bagă o grăjeală, că nu stai la detector aici, nu e Octavian. Bagă și bea. Treci, mă, și bea. Bine, mă, dar... Că nu stai la Octavian. L-a luat tare, mâncață. Ia, mă, și bea, n-a auzit că-ți dau capac. Bea, mă, acolo, n-auzi. Deci vin de pe 50.000, dar vă-mi... Bă, vin de pe 50.000. Ce prieten aveam. Și l-a pus plin să moară. Ți-a plăcut vreodată de cineva? Na. C-o da primul shot, frate, ești nebun pentru întrebarea aia. Brother. Cu care eram împreună sau pe combinații? A zis, să beau ușat, nu, prefer să mint. Eu cred că o mințit, chat, eu cred că e cap. Eu cred că e cap. Ziceți, fetele, vă place de iubiții prietenilor voastre? Întrebare. La băieții altfel. La voi așa mai... Mai așa. E girl rule? Deci există și la voi așa ceva? Eu zic cap, am văzut prea multe la viața mea. N-ai gustul foarte bun. Du-te! Iată! Eu-s mai cu crețe, mai... Ah, ok. Dacă ar trebui să mănânci o parte din corpul... Ce-o zis? Cu crețe, mai... Ah, ok. Dacă ar trebui să... Ai, băiatul, cu crețe, mă, frate, dar dacă nu-s crețe, nu-i bine. Crazy. Nu mănânci o parte din corpul meu, care ar fi aia? Mă,
Dacă ar fi să mănânci o parte din corpul meu pentru a supraviețui, ce parte ai mânca? Eu. No. Bine, aș mânca ce-aș mânca țâțele. Ai mi la fete altceva, mă, frate. Termină propoziția cu mine, genul meu preferat. Altcum poți să răspunzi. Termină propoziția cu mine, genul meu preferat de filme pentru adulți este. Mă! Uitându-mă la ea, aș zice... Băi, greu. Alea cu poveste, na, cine se uită la alea cu poveste? Alea e cel mai dog shit, mă, frate. O imaginează să stai, frate, ești nebun 30 de minute să asculți povestea aia. Cui pasă, frate, de poveste, ești nebun? Alea cu poveste hit hard? Na, crazy. Nu cred că există oameni care se uită pentru poveste. Eu mă uit doar pentru poveste, na, e crazy. Mamă, cred că se desface sticla de vodcă. De ce? Auzi, mă, gam, bă, gami, mă, bă. Lasă-le, mă, să zică, mă, frate. Bă. Mă. Mamă, cred că se desface sticla cred de vodcă. Da. Termină propoziția cu mine. Genul meu preferat de filme pentru adulți este... Bro! Spune! Man, nu... Bă, gami, neironic... Aduce cei mai proști invitați, frate. Cei mai proști invitați. Brodere, atunci și tu ești nebun. Oameni care o atins o femeie în viața asta. Oameni care o experimenta viața. Ți-e frică să zici la ce te uiți, măi? Ce? Și trebuie să termini provizia pentru el. Nici măcar la ce te uiți tu, la ce se uită el. What? De ce ți-e frică să zici așa ceva? Ce sunt filme pentru adulți? De alea, mă, frate, Dexter și... Laboratorul secret. Cars, ăla e film de adulți. Asta am văzut-o la Haime, partea asta. Power tax. Bă, de ce bezi, mă? Spuneți, mă, frate, ești nebun. Bă, dacă aș fi fost eu aici cu un tovarăș de-a meu și trebuia să termin propoziția asta pentru el, bă, frate, aș fi zis din alea, bă, frate, ești nebun. Din alea beta mel pegging și căcaturi de alea și zis. Să-l fac de căcat. Ai și ideea să râdem. Nu vrea să recunoască, nu vrea. Dacă nu vrea. Că e bună. Asta este. Dacă mai prinde vreodată uitându-o. Na, faceți poză la ce-o zis Hyman. Faceți poză. Wrestling porn. Crazy wrestling porn. Na, e crazy. Gherghel cu 10 lei și grasul cu încă 5 gifturi. Mersi frumos, grasule. Te pup, bro, mersi mult. Asta a fost așa de fadeaway, de plecare. Te-ai întors? Ah, ok. Dă-mă la filme pentru adulți. Cum ai reacționa? Aș băga și eu cu tine. Bă. Dacă mai prinde vreodată uitându-mă la filme pentru adulți, ce ai face? Bă. Să mă uit, nu? Asta zici, nu? Ei, să-l ajut. Zici și tu, frate, ești nebun. Nu de ajutor. Acum, nu, tu te judecă nimeni. Dacă pui mâna la ajutor. Cred că aici o să mai... faci cap, că n-am înțeles. Nu, o lași pe asta, că e bună. E bine așa. Da, e bine, lasă. Dex... Continuă. Ce knowledge are. Să te prind făcând asta? Sau... Da, vin să mă ajut, mai dai o mână. A, nu, asta, frate. A, lasă, băi, dacă m-ai recunoscut, nu mai, merge. Acum o dai la întors. O dai la întors prost. Mai bine. Eu și pe live mă uit pe celălalt monitor? Na. De-aia ești tu așa horny, mă, de fiecare dată. Dar știe Roxana, vede Roxana sau nu? Ne bei decât să mă ajuți. Dacă mai prinde vreodată uitându-mă la filme pentru adulți, cum ai reacționa? De ce? De ce, bei? Bă! Care este cea mai retardată amintire pe care o ai cu mine? Cred că o să se oprească mult filmare aici. Nu știu. Ai prea multe sau? Nu, nu-mi dau seama de una. A, pui sticlă între pisiul tău? A, ok. Ai și scheme. Ce era să faci? O extorsiune a unui degajament, mă deplasam în direcția Mega Mall și eu am trecut pe două semafoare verzi. Exact. Și doamna babă n-a dorit să treacă și ea pe verde, a dorit să treacă pe roșu. Am și eu având... Omul meu a zis deepfake cu mine. Ai crazy deepfake cu mine.
Eric, un gift. Măcar sper că ai pus și tu fața aia pe ceva. New my pot. Pe ceva armăsar. Totuși. Te pup, Bogdan, părere că am pus negris, ok. Bă, ziceți-mi, băiatul ăsta, frate, ești nebun, cea mai nebună întâmplare a lui. Ascultați cea mai nebună întâmplare a lui. Și nu am degajament, mă deplasam în direcția Mega Mall și eu am trecut pe două semafoare verzi. Exact. Și doamna babă n-a dorit să treacă și ea pe verde, a dorit să treacă pe roșu. Am înțeles. Și eu având 100, nu, 80 la oră, 50 la oră. 50 la oră, așa. Vedeam într-o curbă așa și baba era pe mijlocul străzii, exact. Geamantan după el căra. Ma. Și când a văzut, am zis că face infart. Am zis, ori cade pe dreapta, ori cade pe stânga. Cade pe dreapta, o cal, cade pe stânga, scapă. Și a ales să fugă în stânga și am trecut așa prin ea. Da, baba era. Bună întâmplare. Asta a fost cea mai retardată întâmplare la care au putut să se gândească. Zi, bă, acolo ești nebun că tragi... Bă, bă. Păi ceva acum recent, gen, ce? Atunci, anul. Raid the swag, oricum. Zice, păi, bad boys. Cât aură are, bă? Cât aură au băieții ăia? Când eram în club și a dispărut un pic și am găsit-o după clădire cu un domn. Ei, domn? Yo! Asta e o întâmplare ok de spus. Da, asta este retardat. Nu că te-ai dus, frate, ești nebun, ai condus. Bă, ăștia genul ăla de băieți, frate, ești nebun, care își pun fluier de pe AliExpress pe golf. 10 gifturi de la Grasu! Te pup, man, double în chat, mersi mult. Ăștia lucrează în IT cea mai periculoasă chestie... Am vorbit. Ăștia lucrează în IT cea mai periculoasă chestie a fost când a făcut hernie. Bă, frate, eu respect oamenii care lucrează în IT. Nu toți sunt așa. N-au swag? Of course că n-au swag. Zero swag, mă. Nu pot să cred, n-au swag. N-au swag. Bă, Gami, chiar ar trebui să aducă, mă, frate, ești nebun, invitați mai buni. Și în clipul ăla cu Mara Ognean, bă, ce m-am enervat, mă, un băiat cu swag nu i-a pus la fata aia în față, un băiat cu swag. Hey, un băiat. Ah, ok, m-am speriat. Care este lucru care te enervează cu adevărat la mine? Păi, când ne mai certăm și îți dau mesaje și îmi dai sin și nu mai îmi răspunzi, nu mă mai bagi în seamă câteva zile. Așa faci, așa prietenă bună ești tu? Care este lucru dar care și eu fac așa, mă, frate, ești nebun. Bă, și eu fac, băi, urăsc telefonul în toată inima. Îl urăsc din tot sufletul. Coaie, nu suport telefonul. Nu-mi place că mă distrage. Să tot stai să răspunzi la mesaje. Hell na. Mai ales la prieteni. Come on. La femeie e altceva când vorbești cu o femeie. Răspunzi la mesaje, normal, dar... La prieteni? Ce dracu să-mi scrie, mă? Cine mai e nebun să-mi scrie? Stror, să-mi scrie Dan, scrie Vanga? Ce să-mi scrie, mă? Ce să tot vorbim atâta? Vreți să vă țin de mână? Ce pula tot îmi scriu? Cu băieții, na, te doare în pulă, bă, ești nebun de prietenii tăi așa, bine, nu te doare în pulă, înțelegeți, dar nu vorbești cu un băiat, cum vorbești cu o femeie, gen, nu, îl întreb, bro, ce ai făcut astăzi, ai mâncat, ești bine? Nu, hell nah, man, what? Dacă are nevoie de ajutor, te sună, te-ai dus în a doua secundă, normal. Grasul cu 5 gifturi te pup, man, mersi mult. Aia nu, Cristi, normal. Pra la mine. Ești prost câteodată. Mă accept asta totodată. Crezi că ai mai multe șanse la băieți decât mine? La! Na! Ce față a făcut? Da. Da, corect. Crezi că ai mai multe șanse la fete decât tine? Bă, nu știu ce să zic, e discutabil. Deci, răspunsul da sau nu? E discutabil pentru că n-au niciunul șanse. Bă, dar sunt rău, mă, în seara asta, să-mi bat pula. Îs rău. Îs sau nu rău chat în seara asta? Câte bodies credeți că au băieții ăștia? Bă, sunt rău, mă, cu aia, mă, bac. Gata, 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 gata. Cred că eu așa. Good vibes only de acum. Bro! Gherghel cu încă 10 lei, te pup, bro. Mine. Te-ai supărat pe mine sau pe el? Mamă! Ia uite ce râde! Ia uite! Băi, râde! Rece body count ai? N-am făcut niciodată. Este aia cu S. Înainte de căsătorie, niciodată. El n-a. Pe el. Normal. Da, dacă și ea ar continua, gen, ar fi genial să dă la ea. Suicide Kido, te pup, mersi frumos, man, de donație. Mersi mult.
Dar și ea îi permite cumva și e gen... Se vede? Ha-ha cu el și... Da, m-a supărat și pe ea, dar până la urmă, dacă... la cum e pus întrebarea doar pe nu el. Nu vă zic, mă, câte ce body count am, nu-s bolnav, să vă zic. Ce-i treaba aveți voi? Care este cel mai genant lucru pe care l-ai făcut vreodată la beție? Mi-am luat limba în curând. Ei, o! Care este cel mai genant lucru pe care l-ai făcut vreodată la beție? Mi-am luat limba în curând. Și-o luat limbi în cur sau ce-o zis? Care este cel mai genant lucru pe care l-ai făcut vreodată la beție? Mi-am luat limba în curând. M-am sturat cu un... am lăsat cu un câine, mai bine. Cu ce? Ce, mă? Mă, frate, era o youtuberiță mai demult, de-o făcut Livy video-uri despre ea, de... Făcea sex cu câinele, lăsa câinele să o... Să facă oral, gen. Exact la aia m-am gândit. Primul lucru ce mi-a venit în minte, aia a fost. Cu un câine. Aveam 14 ani și niște prieteni de mei, niște vecini de mei care aveau 18-19, m-au torturat dându-mi o sticlă de vodcă ca aceasta, puțin mai mare. Și aia, am nu-i, aia nu-i tortură, mă, frate, ești nebun, ți-a făcut un bin, bă. 15 lumesc, e tortură, nu beți ceat. Copii nu beți la 14 ani. Nu beți niciodată, nu beți. Da, niciodată nu beți. Și multe povești în seara. Care este cel mai jenant lucru pe care l-ai făcut vreodată la beție? Ma. Haide. Haide, las așa. Spune! Care este cel mai prost lucru pe care l-ai făcut vreodată din gelozie? Cred că o să beau. Oh, bine. Spune, dar spune, ai tăiat roțile la mașină, i-ai spart telefonul. Gami ce se bucură. Bine, bea, bine. Bă, Gami, nu-i bine că bea. Trebuie să zică că dacă nu zice, nu-ți face content. Ce frate ești, mă, Cristian. Mi-am dat întâlnire cu unul să mă bat cu el și după aia n-am mai fost prezent. Nu m-am dus. Trebuia să... Aulio. Păi de ce nu te-ai dus, mă? Merge mai mulți, unul s-a îmbolnăvit, trei au zis că nu mai vin și mai eram eu versus 10 oameni cu săbi și cu tupoare și cu mașini. Și am zis... Sunt îmbolnăvit, frate. Nu te-ai dus să te bați că te-ai îmbolnăvit. Bă, mi-a fost... Îmi curge nasul, frate, ești nebun, n-am febră. Mă doare gâtul. Grasul, cum că 5 gifturi. Mersi mult. Nu l-o lăsa mami. Da, crazy. Mă duc și eu acasă, mă joc cu FIFA. Unde e voluntar? Am luat timeout că am zis că îmi plac deepfake cu tine. Coi, vedeți de ce zice lumea că... Na, never mind. Pă, undeva, pun pandrimon. E mai bine acasă. Ai fost vreodată geloasă pe mine? S-a dus la FIFA după ce a amenințat cu bătaia. Bă, măcar să se ducă acolo, să se îmbrâncească, să se înjure de două, trei ori și după aceea să plece acasă, știi, ca și câinii aia de stau în față la poartă. Și se latră și când e deschisă poarta, nu mai zic nimic. Măcar atâta să facă. Na, nu poți, frate, să zici să te duci la bătaie cu cineva și să nu te mai duci. Să bagi scuza că te-ai îmbolnăvit. Coaie, te-ai îmbolnăvit. Păi de-asta își bat femeile joc de noi, mă. Că ne îmbolnăvim un pic, gata. Trebuie să aibă grijă cineva de noi, să ne dea supică. Da. Cu ce? Ai întrebat doar dacă am fost, nu cu ce. Haide, pentru clip aici trebuie să spunem. Așa că ești mai inteligentă decât mine. Pentru ce sumă de bani ai întreține relații sexuale cu mine? Da. Bro. Gami. Curăcearea n-avea swag? A, și are swag cu pantalonii ăștia Guess. Are mult swag. Nu m-am săturat grasul niciodată, nu o să mă satură, ești nebun? Dacă eu, printr-un univers paralel, aș fi de acord cu tine să fac asta. O să beau. Ce ceas e ăla, mă? Two-tone? Bă, aici părțea la voastră. Nu vreau să mă bag în... Merge bine cu pantaloni Guess. Bă, dar-s rău, mă, în seara asta, mă bag pula. Pentru ce sumă de bani am întreține relații sexuale una cu alta? Coaie, dar poți să... De ce n-o zici? De ce n-o zici, gen? Totul are un preț. Da, ține 5 lei, dacă...
Dăm 5 lei să-mi iau un suc. Cel mai mult, ca să împărțim după. Da. 50 de lei. Așa, în euro ai zice o sumă. Cam 100 de mii. 100 de mii? Cota unde care mi-a meserea 5 lei, zici băiatul cu ghes? De la 5 lei, ați trecut la 100 de mii de euro. Stai, ce-o zis? Stai că n-am fost atent, stai că n-am fost atent. Pentru ce sumă de bani am întreținut relații sexuale una cu alta? Oh, da, ține 5 lei. Dăm 5 lei să-mi iau un suc. Cel mai mult, ca să împărțim după. Da. 50 de lei. Așa, în euro ai zice o sumă. Cam 100 de mii. 100? Ei, yo, dar dacă ai vrut pe 5 lei, măcar zi ceva. Double. Nu știu, zi acolo. 100 de euro. 200 de euro. 5 lei e chiar ok? Bă, dacă vor, ce are? 100 de mii? Unde plătesc? Tu vrei să și te uiți, mă? Auză la mă, hai, man. Păi da, parcă erau de la 5 lei. Face și pun leu. De la 5 lei. Nu o lăsați pe Roxana să intre pe chat-ul ăsta, că după aia nu mai face mâine High Man Live, că o să fie bătut. Dacă ați trecut la 100 de mii de euro. Crazy. Dacă mi se oferă orice sumă, îți dai seama că așa legi mai mult. Decât eu aș face lei. Și pun leu, dar banii da, trebuie să-i da. Faci cumva da. În viață. Păcat. Tu cu mine! Na. Puneți-l ăsta, mă, frate, mă. Cum credeți că o să fie chat-ul când facem live împreună? Cum credeți că o să fie chat-ul? Când el zice așa ceva pe live. Grasul cu încă 5 gifturi, te pupro, mersi frumos. Ce o să zică High Man când o să fie lângă mine, nu pe live, pe chat? O să fie crazy, de-abia aștept, bă. Cine ar câștiga la Skanderberg dintre noi două? Tu. Bine, hai să vedem. Ce scrie paranteză? Pierzătorul dă un shot. Oh. Chat-ul ca chat-ul, dar după live, na, e crazy. E bine. Cine ar câștiga la Skanderberg dintre noi? Pierzătorul dă un shot. Oh. E bine. Na. Mamă, ce asta e pin of shame. Pin of shame. Scuze, bag un ghile. Haideți, băieții mei. 3, 2, 1 și... Opa! Opa! Ia! Opa! Iu! Ia vezi câtă putere, câtă forță, ușor să nu se rupă masa, vă rog eu frumos. Na! Luxury girl, ce ți-o zis, frate, ești nebun? Acum au terminat clipul de aplaudat, o intra pe live și ți-o donat. Stai cum este. E proastă! Opa! Damn! Haide! Haide! Rupe-o! Pierzătorul de șat! Da, mă, tată! Aoleu! Care este lucrul la care crezi cu siguranță că ești mai bună decât mine? Și dacă nu e niciunul, ce punk dau șat? Că la care sunt mai bună decât tine? Gata, toată lumea cred că după reacția asta, toată lumea cred că știe că la ce s-a referit. Pune și bipuri. Ce NPC? Ce mă, că fetele astea chiar sunt ok, ești nebun? Chiar sunt entertaining. Ăia alți doi. Logic bro, la FIFA. La cățărat, mă, frate, ești nebun? La jocul ăla cu cățărat, de-l joci tu. Care a fost lucru care ți-a fost întotdeauna rușine să mi-l spui? Bă, nu știu dacă ți-am zis că când eram în a doua, am făcut pe mine gașcoală. Păi nu, dar cred că n-ai înțeles tu întrebarea. Cred că întrebarea era ce ți-a fost ție rușine să-i spui lui, cred că despre el, nu? A. Bă, și de ce ți-ar fi rușine să-i zici la cel mai bun prieten al tău că te pișea pe tine la școală? De ce ți-ar fi rușine să zici chestia asta? Coaie, bă, Gami, mă, adu-mă și tu, mă, oameni, mă, frate, mă, care o atins iarba în viața asta, care o atins o femeie în viața asta, mă, frate, mă, nu poți, mă, să aduci, mă, frate, oameni care s-au jucat LOL până la 27 de ani. Acum că te-ai dat un insight. Am dat un insight. Acum că mi-ai zis că te-ai pe tine, aia e. Bă, eram a doua, eram, nu, cât am doua. Am făcut și mare. A, pe bune, mă, frate, mă, că nu este entertaining, bă, Gami, bă. Te rog eu din tot sufletul și te roagă și chat-ul.
Poți să zic și așa mai pocolite, nu? Zi-mi acum cum vrei. Ce rea ești? Păi, când ne-am certat noi. Așa. A, să spun mai multe chestii. Mai multe. Să mireze de bine cu tot anul. Să-ți umplu frigiderul. Ce părere ai avut despre mine când ne-am cunoscut? Prea așa puțin tocilar. Ma. Dar acum ești ok, suntem prieteni, îmi place. Da, când am... Acum nu mai e tocilar. Și-a pierdut V-card-ul. Atunci el avea încă. Erai cyborg, erai, nu știu. Da, e crazy să-i zici, să zici că erai cyborg. Bro, what the fuck? O să folosesc și eu asta. M-am tăiat la scaun cu aia. Era cyborg. Am început facultatea. Domnul Urzescu, așa, nu? Pă, bune. Deci fii atent când am început facultatea tot. Ăsta genul de băieți care rămâneau în clasă când se chiulea. Pe bune, pe ăștia trebuia, pe ăștia trebuia să iei cu forța. Bă, cu aia am fost odată la liceu și a trebuit să chiulim. Bă, erau vreo 2-3 care nu chiuleau niciodată, mă. Dar nu înțeleg cum, dracu, să nu chiulești când toată lumea chiulește. Chiuleai de bună voie și singur, în teorie, da. Când toată clasa chiulește, tu stai în clasă ca prostul. Bă, frate, și i-am luat pe sus, mă, omule, mă, i-am luat pe sus. Proști am fost. Bă, i-am luat pe sus, mă, pe săracii băieți, mă. Să nu faceți de-astea, mă. Te pup, Suicide Kid, o mersi frumos de donație, bro. Baftă cu abenda aia. Diana cu 5 cărămizi pe chat, mersi frumos. Thank you, double în chat, mersi mult. Mai sunt unii care au părinți stricți. Mă dă o dracului de treabă, dar dacă chiulește toată clasa, nu poți, mă, să stai, mă, dar ce? Na, în America, bă, dacă se opuneau în America, mergeau la concert XXX Tentacion. Ești nebun? Fiți cu minți, zice bine Anastasia, fiți cu minți, stați la școală, nu chiuliți. Ești frumos? Mulțumesc frumos. Vrei? Ziceți chat. Horny hours aici, pe chat aici. Ești frumos? Vrei să ne căsătorim? Acum, unde pun actele? Da, vezi că facem prenup și-l dă la ca să nu, dacă când divorțăm, să nu-mi iei din avere. Toată lumea credea că sunt, nu știu, că ascult Beethoven, că puie mei, știi? Și după câteva săptămâni... Ai dat drumul la țancă, pe apreța, da, că știa mai bine decât ei. Pe bune. Nu mai Diana, cu 20 de cărămizi pe chat, mulțumesc frumos. Double in chat. Thank you. Tăcie tare, mersi mult. Pentru asta, bă, chat. Mi-e și rușine, n-am să vă mint. Cheers. Am zis că nu mai beau niciodată, dar... A dovedit-o pe Alexa, Diana are 20 de euro, Alexa, tu nu ai? Crazy. Aici mă simt ca bostănică, frate, ești nebun, trebuie să vină arabii cu donații. Cine dă mai mult, câștigă. Na, e crazy. Glumesc. Da. Glumesc. S-a râs în studio. Băi, nu mai râdeți, mă, că filmăm, vă rog eu frumos. Cine este? Aveam un coleg care a rămas la ultima oră și gen profa ne-a lăsat să plecăm acasă. A, deci v-a lăsat profa să Diana, cu 50 de euro! Cheers, Diana, mulțumesc foarte mult de donații. Momentan câștigă, Diana! Mamă, chat, în Crașov ajungem la live-ul ăsta. În Crașov ajungem. În Crașov, chat. Mersi mult, apreciez tare, Diana, pe bune. Thank you. Uite, hai mai repede, frate, ești nebun. Ca un YouTuber adevărat, ca un streamer adevărat, repede scrie. Are și type stream. Ce să nu vină taxele. Nu știu eu. Bine. Păi ia te las în sin. Mersi mult, Diana, apreciez tare, thank you. Tu? Scuze că am zis atât de hotărât, dar... Ai iubită? Nu. Dacă ai fi chemat în Asia Express, mai lua pe mine cu tine? Ce întrebare e asta, coaie? Bă, Gami, dacă ai fi chemat în Asia Express, m-ai luat cu mine pe tine. Mamă, ce am zis, coaie? Lăsă-mă așa. Nu! E ok. De ce, coaie? L-aș lua pe iubitul meu, cred. M-a supărat. Cine este mai enervat dintre noi doi? Moldovana, mersi frumos de membru. Ce nu bag de seamă?
Ce nu bag mă de seamă? Numărăm până la 3 și spunem în același timp dacă răspund. Întrebări de adevăr și provocare clasa 7 pe bune. Pe bune. Răspunsurile nu se potrivesc, trebuie să dăm o șață, frate. Eu? N-am scris hai, eu. Hai că știu că o să fie la fel, că e vacă. Da, în Crașov ajungem astăzi. Hai! 3, 2, mersi mult încă o dată, Diana, pe bune. Da. Bine! Nu ai avea de unde să știi, dacă, dacă ți-ai imagina. Ai crede că sunt mai bun ca sex decât tine? Dar de ce ai mers pe prezumția că n-aș ști, poate știu. Exact. Să bă, vorbește lumea mică. Nu știu, zi. Poate asta cu voi doi, bă. Crezi că sunt mai bun la sex decât tine? Brother, nu cred că ați făcut vreodată. Bă, îți rău. Îți rău în seara asta, pe bune. Pe bune că-s rău. A, ai crede că sunt mai bun ca sex decât tine? Dar de ce ai mers pe prezumția că n-aș ști, poate știu. Exact. Nici tu? Păi eu n-am făcut, eu v-am zis că n-am făcut. Până la căsătorie aștept. Uite, lumea mică. Se vede, uite ce creștin-s. Nu fumez, nu beau, n-am tatuaje, piercing-uri, nimic, eu sunt creștin, frate. Nu fac de astea urâte. Bă, ce mă, Georgescule? Nu știu, zi. Uite-te și tu, zi tu, Georgescu, care crezi că are mai multe fapte dintre ăștia doi? Grasul cu 5 gifturi. Te pup, bro, mersi mult. Mama, ai dat la gifturi. Ia stai așa că mă uit acum, Georgescule, o secundă. Poate asta cu voi doi, bă. Ce-o scris? Hai, man! Ce-o scris, mă? Bă, message retracted! Scrieți ce-o scris, hai, man, repede! Haide, mă! Hai că... Mai știi, să aia... Bă, ăștia, dacă nu... Ăștia o să facă după, împreună. Haide, mă! Hai că... Mai știi, să aia... Mai știi, seara aia, cred că o să beau... Cu câinele atunci... Nu ar fi bine să scrie sincer ce-o scris. Bă, vezi că închid filmarea, intru pe live și mă uit. Că se vede pe ecran sigur ce-ai scris în chat. Ia, vezi, stat. Nu ai avea de unde să știi, dar dacă ți-ai imagina, ai crede că sunt mai bună la sex decât tine? Nu. Poate are de... Bă. Poate ne-a mai oferit cineva 5 lei. N-ai de unde să știi. Ultima întrebare a lui Chitsu, ia să vedem. Mama, dacă se pune întrebarea invers, era bună. Dacă viitorul meu soț ți-ar interzice să fim prieteni, ai accepta? Cum adică să-ți interzică? Să fii... Na, e crazy. Nu se poate, mă, ce cuvânt are ăla? În relația voastră, ce cuvânt are ăla? Ați fost prieteni dinainte? Nu se pune. Mie dacă cineva mi-ar interzice să nu fiu prieten cu cineva, out, bye bye. O să gândesc și eu pentru mine, pot să-mi aleg și eu singur oamenii. Nu, al tău. Al meu? Da. Știi ce a zis Hyman? Nu știu, spuneți-mi ce a zis Hyman. S-a zis să dați like, îți dau ban. Da, dacă aș accepta. Da. Până la urmă ce poți să faci? Îți dau ban. Pare că... Noapte bună, Adi, noapte bună, bro. Baftă la muncă. Te pup, mersi frumos de donații. Nu am zis nimic? Bă, o să mă uit pe live după, oricum. Dar după, să nu zici că-s rău. Pare că ai mai pățit așa. S-a mai întâmplat. Folosești Tinder în mod constant? Bă, uite, o să-ți răspund. Am avut Tinder, dar nu, și l-am șters, dar acum chiar nu mai am. Am avut, cred că, o săptămână, două. Asta că e acum așa. De ce, mă, dar de ce numai o săptămână, două? N-o dat, roade? Bă, ce, eu am avut Tinder 2 ore. În viața mea. 2 ore. Cu aia și mi-am și luat din ăla cel mai mare grad. Cum se numește? Cristiano, te pup, mersi frumos de 5 euro. Piesa asta și care opium? Care? Îi 30 de euro reactul.
Ăla Platinum? Platinum, cred, ăla cel mai mare, frate. Am dat vreo 5 bețe pe el sau cât am dat. Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Eram beat într-o seară. Eram afară. Într-un local. Bă, și-am zis, bă, hai să-mi iau și eu. Să-mi iau și eu, frate, ești nebun, Tinder-ul. Că în viața mea n-am fost pe Tinder. În viața mea. Bă, și mi l-am luat. Bă, ce-am și băgat, frate, ești nebun, 5 bețe, în Tinder. 30 de minute. O durat toată treaba. Că mi-am dat boost de ăla. Și tot veneau like-uri, căcat, ești nebun, o grămadă de like-uri. Și când să intru să văd cine mi-a dat like, coi, am fost banat permanent. Pe viață, gen. Nici n-am apucat să văd. Banat permanent. Pentru gen impersonating. Că mi-a dat lumea report cu aia, credea că e cont fake. N-a spuneți chat. Ai dat refund? Am dat refund, frate, normal. Măcar banii mie am luat înapoi. Și le-am trimis, frate, ești nebun, și mail cu buletinul și căcat de genul. O zici că nu-s eu, mă, frate, după ce mi-a văzut buletinul. Bă, pizna, mă, de treabă, mă. N-am, vedeți? Așa noroc să ai în viață. Pe Tinder nu trebuia să spui la poză cu ciocanul? Ți-am văzut și eu profilul, logic, ai primit bani? Păi, dar nu, nici nu a intrat în poză, mă, frate, ești nebun. Nici nu a intrat în poză, credea că-i mână. Să mai dau un șat. Mă mai urăște, iubit, doamnă? Spune, bro, dă-mi încă o dată un mesaj, că îți răspund. Nu. Mă simt ca la testul poligraf, gen, simt că trebuie să-ți mai vezi din nou și să aștept dacă e de sau nu. Tot în subiect. Ți s-a părut o idee proastă să fiu împreună cu Iubitul? Și-a râdesc cu aia. La început nu mi s-a părut. Dar acum ești de părere că da. În perioada aia despre care am și vorbit și am întrebat de ce, dacă mă mai urăște, aș fi zis că da, nu a fost o idee bună, dar acum este ok. Stai așa un pic, one sec, că n-am fost atent. Mă mai urăște iubitul tău? Stai un pic, opa. Asta că e acum așa, e, să mai dau e un cald. Mă mai urăște iubitul tău? Nu. Crazy. Mă simt ca la testul poligraf, gen, simt că trebuie să-ți mai vezi din nou și să aștept dacă e adevărat. Bă, să nu mă ia Gami pe mine la oda asta. Dacă mă ia pe mine Gami la oda asta, iese urât. Mai ales dacă și beau, m-am dus. Dus. Că eu zic, frate, nu mă ascund. Tot în subiect. Ți s-a părut o idee proastă să fiu împreună cu iubitul meu? La început nu mi s-a părut. Dar acum ești de părere că da. În perioada aia despre care am și vorbit și am întrebat de ce, dacă mă mai urăște. Nu o să bei pentru că o să zici, nu. Și ce, bă, dacă zic nu pot să beau? Îi zici lui Gami, ce treabă, îmi cumpăra vodka aia degeaba, ia toarnă un pic aici, ești nebun? Să meargă mai bine discuția. Aș fi zis că da, nu a fost o idee bună, dar acum este ok și cred că a fost o idee bună. Am trecut prin multe, acum suntem bine. Da, acum da, chiar suntem. Ai trimis vreodată poze, nu? Mamă, l-a luat tare! E fake info, grasul, sorry, my bad, chiar e fake info. O să beau, din bun simț o să beau. Păi da, dar noi am înțeles ce am avut de înțeles. Da. Și gumea de acasă, la fel. Și fetele alea, săracele. Ai trimis vreodată poze nud? Bă, unul altuia sau cum? Bă. Rău, o să beau, din bun simț. Adică din bun simț, dar de ce din bun simț? Ce, mă, frate, bă? Bei din bun simț. Zi, mă, frate, că ai trimis poză cu ștromeleagul, ce are, că ți l-ai ținut în mână, ai făcut elicopter ca Drake. Bine, pentru insecte. Bă, coai, bă. Bun simț o să beau. Păi da, dar noi am înțeles. N-ai crazy, bă, chat. Să dai poze gen nud ca băiat, mie mi se pare ciudat. N-am dat niciodată gen măciuca. E crazy. Nu mi se pare un pic ciudat așa? Adică, bă, suntem bărbați cu aia, nu e așa? Cum poți să fie sexy, gen, să trimiți o poză cu... Nu știu. Așa, cu abdomenul și de astea, e altceva. Dar uite, nu știu. Nu-i ciudat? Cum nu-i ciudat? La fete e altcumva, mă, că femeile sunt gen sexy, ești nebun, dar... Uite, na, nu știu.
El da. Cum de înțeles. Da. Și glumea de acasă, gafe. Și fetele alea săracele. Dacă ai rămâne însărcinată luna viitoare, ai păstrat copilul? Hai că n-ai mai băut de mult. Nu, că nu e o întrebare grea. Dar sincer cred că da. I-a gustat. Damn. Îmi pare rău pentru băiatul ăla. Ia ustat! E adevărat că ești un pericol în trafic? Nu. Eu mă consider un șofer. Deci minte. Deci minte, crede-mă. Deci cum merge e... Coaie, sunteți la un... Drink hotel. Ești nebun? Sunteți la un drink hotel și voi vă puneți întrebări dacă ești pericol în trafic. Mamă, coaie. Bă, e adevărat, frate? Ești nebun că te-ai jucat LOL până la 12 noaptea ieri? Și ai întârziat la facultate la prima oră. O, până la 12 noaptea, cam târziu, vezi că la 10 trebuia să te culci, așa au zis mami. Coaie, crazy, ce întrebare e asta, mă, întreabă-l, mă, și tu pe băiat, ești nebun, chestii mai nebune. Ce rebeli, pe bune, rebeli rău. Hey, mamă. Mai vorbit tu pe la spate cât timp era încertate? Bă, ăsta e adevăr și provoc. Uite, la astea, la fetele astea două ești nebun. Îs mai ok întrebările, dar la ăsta... Na. Ce ai dat, mă? Uite, mi-a dat leak ăsta, frate, ești nebun. Stai să-i șterg repede mesajul. Du-te, dracu, hai, mene. Mi-a dat leak, frate, la adresă. Nu, spune-mi tu mie, frate, ești nebun. Păi să vezi când mă duc eu la Hymen, așa apară odată la el la casă. Și filmez tot drumul și îl pun după aia pe YouTube. Să vedeți cum o să fie. Și dau și numărul de telefon. Și trimit și pozele alea care mi le trimite seara. Hai! Sticla aia ta! Întrebări proaste. Dar cum să fac așa ceva? Doamne ferește! Cu câte femei te-ai culcat în viața asta? Ma! O să beau, tot așa, ma, din bun simț. Ce faci, mai început? Deja e cineva pe pereții tăi? Mi-au mai zis de ăștia pe chat că unul e sub pat, unul e în dulap, unul e în baie și se tot ascund. Când intru eu, se ascund. Gicule, bine ai venit, Gicule, ai venit un pic, am târziu, Gicule, n-am să te mint, dar încă m-ai prins din videoclipul ăsta. Într-un sfert de la? Care este body count-ul tău? Iau. Ziceți chat, cât credeți? Puneți. Puneți, cât credeți? Termin... Da, frate. Cât credeți? Sfert de la? David, mersi frumos. De membru. De ce n-ai zis, mă, frate? De ce n-ai zis? Abia ai coborât din avion. Damn, da unde te-ai dus, bro? Care este body count-ul tău? Ia uzi. Nu, chiar o aveam. De ce? Păi, mă, spune, mă, frate, ești nebun. Ah. Nu trebuie să-ți fie rușine, frate, ești nebun? În Suedia de asta dă mult. Bă, îi dai 100 până luni. Știu că ai avea de unde să faci rost de niște bani. Și știi ce complex am eu momentan? Așa. M-ai împrumutat cu 4.000 de euro să-mi fac rinoplastie? Împrumutat, da. Da, de tot nu. Aș face eu. Ai avut vreodată o aventură de noapte cu o persoană de care nici nu-ți plăcea? Așa, pe LOL. În socar, știu. Te-o găsit și pe tine într-un lobby și a intrat într-un lobby socare, așa vreo două rancuri. Și un e-girl nebun. Ai zis vorba. Să-ți facă U în ureche, să-și șoptească U în timp ce ești pe bot lane. Când ți-i suport, cum se numește suportul ăla de intră în tine? Măcar așa să-ți imaginezi, gen, că intrați unul în altul. Bă, crazy, bă, cu ai, bă, ce râns, mă. Grasul cu încă 5 membri! Asta ești tu, eu nu. Eu sunt pretențios, frate. E că am băut din sticlă gol, ești prost? Am băut din sticlă gol. Lăsăm așa, chat. Asta ești tu, eu nu. Eu sunt pretențios, frate. N-am avut în general aventură de o noapte. N-ai crescut în București. Păi fui în Gorj, acolo aveți Dunăre și atât. N-ai crescut în București? De ce numai în București poți să ai one night stand-uri sau ce? Vreau să răspund care crezi că are mai mult dintre ei doi? Băi, eu zic că băiatul cu ghe... Nu. Cred că ăsta cu ochelari, sincer, are mai mult. Logic? Ce, mă, în București poți să ai one night stand-uri?
Te auzi moale. Mm. Logic, uite-te cine a zis. Cine a zis ce? A! Da, mă. Real. Tențios, frate. Cu pantalonii aia cu gheaz, ești nebun? Eu chiar îl cred. N-am avut în general aventură de o noapte. N-ai crescut în București. Păi fui în Gorj, acolo aveți Dunăre și atât. Măi, Dunăre, da. Regrezi vreo relație sau ceva ce ai făcut cu vreun băiat din trecutul tău? Da. Poți să zici. De ce? De ce să regreți? Exact. Ce să zic? Da. Băi, și dacă ai făcut ceva, și dacă ai făcut ceva ce probabil că nu ți-a plăcut neapărat, e o experiență, n-ai de ce să regreți. Corect? E o experiență. Ai învățat ceva din experiența respectivă. Ai aflat ce îți place și ce nu-ți place. Atunci, hai că ți-ai pus un pic. Haide mai sâmbătă. Ce altceva să faci sâmbătă? Da. Nu? Hai să experimentăm amândoi. Bă, stror, de mere noi la jocul ăsta. Păi nu este cel mai bun videoclip care l-a văzut internetul. Doamne ferici, dar mi-am și cancel după. La ora 1, gen. Ce să fac și eu? Noapte bună, Luca. Ai făcut vreodată vreun trisam? Noapte bună, Giulia. Ai vrea să faci unul? Bă, frate, Gami, mă, păi nu poți să intrăm pe băiații ăștia, mă, dacă au făcut vreodată un trisam, coaie. Ce să fac și eu? Ai făcut vreodată vreun trisam? Nu. Ai vrea să faci unul? Bă, nu poți, mă, frate, mă, să intre, mă, pe băieții ăștia așa ceva, mă, dar... Asta e a doua întrebare. Nu contează, hai. Ai vrea să faci unul? Bă, nu știu. N-aș avea nimic împotrivă dacă ar fi... Cu doi băieți sau cu doi? Asta vreau să întreb și eu. Astea sunt întrebările lor? Nu, mă, că sunt întrebări făcute de Câțu, mă. Câțu, nota 10, Câțu, au pus întrebările bune. Dar nu cui trebuie. Cu două fete, frate. Cu trei băieți sau cu... Nu. Ce e clipul ăsta? E jale, gicule. Noapte bună, Alexandru, te pup, bro. Un băiat și... Gen, eu și două fete. Cu două fete, frate. Cu trei băieți sau cu... Nu, un băiat și... Gen, eu și două fete. Mai auzit vreodată făcând sex? Eu și eu cu două fete, frate. Cu trei băieți sau cu... Nu, un băiat și... Crazy! Deja-și bate... Deja... Coaie, deja-și bate pula... Deja-și bate pula prietenului de el, bă. Na. Asta vreau să te și eu. Cu două fete, frate. Cu trei băieți sau cu... Nu, un băiat și... Gen, eu și două fete. Bă... Cu două fete, frate. Cu trei băieți sau cu... Nu, un băiat și... Gen, eu și două fete. Mai auzit vreodată făcând sex? Pare că da. Pare că... Nu mai țin minte. Știu că cineva pe cineva a auzit, dar nu mai știu cum nu era. Nu mai știți care pe care, da. Păi am fost la mare și aveam camerele perete în perete. Gami deja e un pic horny, zic eu. Îți zic eu că Gami e un pic horny deja. Dar nu mai știu. Știu că parcă și vorbisem despre asta. La, da, sigur. Noapte bună, da, grasule, că... mersi mult, man, de gifturi. Te pup, apreciez tare. Da, da, oricum. În atâtea seri la mare, sigur, s-a mai auzit ceva. Urmează întrebarea roșie. Ia. Ai făcut... Sex în spații publice. Ia și bea. În cinema! Nu cred! Dar de câte știu, e infracțiune sau contravenție, mă? Infracțiune. E infracțiune, nu? Da. Din toate prietenele mele, fete, îți place de cineva și dacă da, de cine? Ia o tastă, ia, mă, că chiar vreau să aud un răspuns. Bă, știi și tu, dar nu vreau să aud. Așa că o să beau. Trebuie să te oprească după ai făcut sex. Bă, cu aia săraci băieți, mă, frate. Bă, n-avem nimica, mă, frate. Nu mai facem mișto, să știți. Bă, dacă vă uitați cumva la episodul ăsta, băieți, să știți că n-avem nimica cu voi, face numai mișto. E doar Caterinca. Sau? Bă, glumesc, Caterinca. Ai fi preferat să fii prietenă cu altă fată din general în locul meu? Nu. Mă. Opa. Ești tu. Eu nu. M-am promutat. Vreau să urât. Dă-i, că mergi. Sau ceva. Da. Nu avea nimic în pot. Stai că ne-am dus. Spații publice. Ia și bea. Nu cred! Eu cred că, eu cred că e rușine, mă, frate, să zică. Dar din câte știu,
E infracțiune sau contravenție, mă? Infracțiune. E infracțiune, nu? Da. Din toate prietenele mele, fete, îți place de cineva și de, dacă da, de cine? Ia-o ta, stai, mă, că eu chiar vreau să aud un răspuns. Zici, guess care are prietene fete? Păi da, că e genul de băiat care chiar are prietene fete. Crazy să ai prietene fete, gen multe prietene fete, gen besties, type shit. Nu știu, frate. E crazy. Că ești genul ăla de băiat care, gen, fetele n-ar vrea să facă nimica cu tine. De-aia poți să fie prietene cu tine. Bă, știi și tu, dar nu vreau să audă. Na, dar de ce nu vrea să audă, bă, frate? Uite, e momentul perfect să spui. E momentul perfect să spui, că altfel n-ai, nu îi zici niciodată, hai să fim sinceri. Așa că o să beau. Poftim? Ai fi preferat să fii prietenă cu altă fată din general în locul meu? Nu. Nu? Bă, ce întrebare e asta, mă, frate? Nu? Nu. O crezi? Nu. Nici eu nu cred. Păi, în general, era... Noi n-am fost atât de bune prieteni, în general. Ea era prietenă cu altă fată. Nu mai vreau să beau în legătură cu fata aia și nici nu trebuia să am atunci. Bă, te consideri zgârcit? Rupt în... Băiatul ăsta este chainic sau de ce se face roșu? Cunosc. Te-ai uitat, am fost în mall, ne-am uitat la un pancake. Arde, frate, arde. Nu știu dacă e horny sau rușine. Te pup, Vlad, mersi frumos de donație. Bă, n-am vrut eu să dau 20. Te consideri zgârcit. Bă, ați trebuia la început. Bă, era un pancake cu ce? Cu ciocolată. Clătită, mă, direct. Da, clătită cu Nutella, cu căpșuni. De la gelaterie? Nu, da. Ia, jucați întrebarea asta, chat. Deci nu duc pe acolo, că se uită la prietele și nu, mă. Păi, da, mă, chiar merită să mor eu 50 de lei, cred, dar merită. Retu, te consideri zgârcit? Eu, sincer, chiar nu zgârcit. Depinde cu ce dou. Cu unele chestii da, cu unele chestii nu. Merem și noi, dar să-i zici rugami să dea o sticlă de fiecare? Merem, dar nu vodka gen. Niște henii așa frumos, totuși. Știi ce zic? Să ne respectăm și noi un pic așa. Ce întrebare! Băi, așa să afle, înțelegi? Și a zis, băi, e momentul oportun. Dar pare că orice zic o să fie urât, adică... Și dacă beau e la fel de urât. Dacă bei, pare că trece de 10. Da, depinde, hai să stabilim ceva proastă din ce punct de vedere. Al școlii sau al așa? Ce, de pe o scară de la 1 la 10, cât de prost mă credeți? Ți-ai luat scaun, dar cum să nu frau, uite aici. Trebuie să mai vină, că mi-am luat încă niște upgrade-uri, las că vin. Mâine cred că vin. Exact, tror. 10, 11? Na. Așa, oameni, uite, relovă și luat membru și mi-au zis 10. Na, cu așa oameni, chat, ziceți mie. Pardon, uite, hai, man, îmi zice 100. Păi cu așa oameni care se uită la mine și care cei care ar trebui să mă susțină. Păi, dar eu cum vreți? Na, uitați. Ăștia-s oamenii mei, bă, chat. Ăștia-s oamenii mei. Să nu fiu trist, să nu plâng în fiecare seară. Da, tot. Depinde. Așa, în general. În general? Da. 4, 5. Bun. Sunt cel mai deștept prieten de-ai tăi? De-al tău. Sunt cel mai deștept. Ești cel mai prost, bă! Ești cel mai prost! Sunt cel mai deștept prieten de-al tău. Păi da, normal. Definește deștept. La școală, da, ești... Overall. Nu. Am prieteni mai descurcăreți, mai inteligent. Păi ce, mă, nu mă vezi descurcăreți în viață? Nu, ești bun. Ești bun, dar ești bun. Ești cel mai deștept. Da, ești bun. Și la cum ai citit întrebarea asta, ești ultimul prost. Da. Sombătavă, frate, la 2 shoturi. Jale, bă, îmi pare rău că am fost rău. Îmi pare rău că am fost rău live-ul ăsta, neironic. Chiar îmi pare rău că am fost rău. Sorry. Glumez, mă, nu-mi pare rău, ce dracu.